Bună ziua tuturor! Haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile de această dată pentru voi Ce trebuie ca voi să știți, să aflați da? Sau gândiți-vă intens la o întrebare și vedeți dacă pe parcursul aceea ce ascultați în etalare este și răspunsul la întrebarea pe care voi o aveți Dar hai să vedem! Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile. Aici, în primul rând, pot spune că văd că este vorba de foarte multe iluzii, foarte multe vise pe care voi vi le-ați făcut în legătură cu o anumită persoană. Ați avut foarte multe promisiuni de la această persoană, însă în realitate s-au întâmplat foarte, foarte puține lucruri sau chiar deloc. Aici avem în primul rând inițiala L, K, K, O. Pe lângă asta vreau să vă mai spun că mai avem și un ceas. Aici pentru o parte dintre voi timpul se scurge foarte repede sau foarte încet, depinde de la persoană la persoană și de, la, și de energia fiecarei persoane. Însă, ideea este că lucrurile, dacă v-ați gândit la ceva anume când ați ales această etalare, lucrurile se întâmplă. Doar, așa cum am spus, la unii se întâmplă mai repede, la alții mai târziu. Dar asta nu înseamnă că fiecare dintre voi, cei care vedeți această etalare, nu aveți un anumit răspuns sau că nu se întâmplă lucrurile într-un anumit sens. Ideea este că în momentul în care ați ales această etalare și v-ați gândit la un bărbat anume sau la o femeie anume, dacă sunteți bărbați, da, să știți că în acel moment persoana respectivă nu mișcă nimic. Așa cum am spus puțin mai devreme, voi v-ați făcut foarte multe iluzii, foarte multe vise, aici nu știu de ce mai am uh, inițial uh, in, două inițiale G și E. Nu știu dacă numele începe, persoana începe cu G sau uh, ceva de această natură. Sau orașul în care locuiește, da? Deci vedeți voi ce, poate să fie pentru voi. Bun. Dar uh, ideea este că um, această persoană nu are de gând să facă nimic în acest moment. Nu a făcut nici înainte, v-a dezamăgit destul de mult pentru că a făcut foarte, foarte multe promisiuni, dar nici acum nu are de gând să facă un pas înainte. Această persoană, în acest moment, doar stă și așteaptă. Așteaptă ca voi să-i faceți măcar un mesaj, să-i trimiteți o scrisoare. Da, ceva de această natură. Pentru că această persoană știe că indiferent ce face, indiferent cum se poartă cu voi, voi de fiecare dată sunteți cei cele care veniți cu scuzele de rigoare ca și cum voi ați greșit, nu această persoană. Această persoană pot să spun că este ca un lup. Care stă la pândă și așteaptă momentul. Și nu acționează decât în acel moment în care consideră că a sosit momentul. Voi sunteți firi mai vulcanice, sunteți firi mai care vreți anumite lucruri să se întâmple repede, dar această persoană nu are niciun interes să grăbească lucrurile, nu are niciun interes în acest moment să schimbe ceva din comportamentul său. Din punctul meu de vedere, această persoană este o persoană destul de toxică pentru voi. Este o persoană care are foarte multe vicii și să nu vă fie de mirare dacă veți afla în viitorul apropiat Că acest, această persoană are poate un copil de care nici măcar nu v-a spus. Sau, nu știu, do și-a dorit sau poate a avut loc o naștere a unui copil, dar din anumite motive poate acel copil nu mai este în viață. Dar se întâmplă și situații când încă este în viață copilul respectiv, dar oarecum îl ține destul de ascuns. Nu, este, nu vine în față cu curaj să spună, da, uite, a fost o întâmplare și din, în urma acelei întâmplări s-a născut un copil. Nu va avea acest curaj să vină să spună. Dacă aici se mai poate fi o situație, să fiți în situație de trio și să nu știți, în sensul că acest această persoană să fie, această persoană fiind ori bărbat, ori, ori femeie, în funcție de cei care vizualizați acest videoclip, să aibă deja o familie, să aibă deja o relație cât de cât stabilă, dar de care să nu știți încă nimic. Sau se poate afla, de ce nu, de cel puțin un an sau doi, să aibă două relații în paralel, și cu voi, dar și cu altă persoană. La un moment dat, bineînțeles că. Veți afla uh, pentru că văd că uh, timpul, așa cum am spus că avem un ceas, timpul se apropie, timpul se scurge până în momentul în care veți afla de această situație. Poate că v-a mai trecut pe la urechi o astfel de știre, sau poate în legătură cu altceva, nu neapărat cu un copil, dar parcă nu va veni să credeți. Pentru că în sinea voastră acest bărbat nu ar putea să facă așa ceva. Dar uite că poate. Așa cum am spus puțin mai devreme, într-adevăr, acest bărbat stă și așteaptă ca voi să faceți un pas. În momentul în care o să vadă că voi nu veți face niciun pas. O să înceapă să aibă regrete. O să înceapă să se gândească: Oare de ce a făcut lucrul ăla? Oare de ce a spus cuvântele respective? Oare de ce uh, s-a purtat așa? Oare de ce ăsta? Pentru că uh, chiar își va pune întrebări: Oare de ce voi nu căutați persoana? Oare de ce v-ați săturat și nu mai vreți această persoană? Da? Și cumva uh, va încerca să dea un pas înapoi și să vă caute. De ce? Pentru că, odată ce această persoană uh, simte că vă pierde cu adevărat și chiar definitiv, în momentul acela realizează cât de mult pierde. Pentru că voi ați fost lângă această persoană foarte mult timp și din toate punctele de vedere, iar acum, odată ce voi ați părăsit această persoană întreaga sa lume se prăbușește și nu înțelege cum se poate întâmpla o astfel de situație, cum poate să fie un astfel de deznodământ, pentru că uh, nu se aștepta la o astfel de reacție din partea voastră. Acum depinde doar de voi dacă vă mențineți în continuare tari pe poziție sau nu. Să să aveți un pic de grijă. De ce? Pentru că această persoană va încerca inclusiv să se strecoare pe geam în momentul în care vine înapoi. Nu cred că va veni direct la ușă, cred că va veni la geam. Acum, e clar că dacă o să stați la un etaj mult superior. N-are cum să vină la geam, tot la ușă va trebui să, să bată. Această persoană, bineînțeles că în toată această perioadă în care nu a fost alături de voi și în relație cu voi, a căutat alte și alte persoane în speranța că va găsi ceva mai bun decât voi. Dar nu a găsit. De fiecare dată, Credea că nu o să mai aibă nevoie de voi, că nu o să mai aibă nevoie să se reîntoarcă la voi, dar Universul a lucrat în așa fel încât, indiferent câte persoane a întâlnit, ce fel de persoane a întâlnit, ceva din persoanele respective să îi aducă aminte de voi. Chiar dacă a trecut un an, chiar dacă au trecut doi ani de când v-ați separat, de această persoană, să știți că această persoană se gândește în continuare la voi și nu își poate lua gândul de la voi. N-ar fi nimic exclus aici să vă urmărească inclusiv pe rețelele de socializare, să vadă dacă ați întâlnit pe altcineva sau încă sunteți în continuare singur sau singură și să facă în așa fel încât să se reîntoarcă la voi. Dacă cumva aveți lucruri de valoare în casă și această persoană știe unde le aveți, este bine să le mutați locul pentru că, așa cum am spus, această persoană are intenția de a intra pe geam. Intenția sa de a intra pe geam, bineînțeles, este poate să fie și o împăcare cu voi, pentru că caută o împăcare și știe că dacă ar veni direct la ușă, poate nu-i deschideți ușa, dar așa dacă intră pe geam, nu aveți ce să-i faceți, dar în aceeași măsură poate să fie și uh, din alte motive. Dar, acum, na, fiecare dintre voi, uh, cât în funcție de cât de bine cunoașteți această persoană. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi cât mai plăcută în continuare. La revedere!